Bine v-am găsit! Astăzi o să fac o rețetă de brânză de casă. Pentru aceasta am pus un litru de lapte pe care îl las să fiarbă. Am alături 4 ouă întregi, 250 de grame smântână de 20% și aici am o linguriță de sare, 2 lingurițe de drojdie inactivă, una de oregano, una de chimion măcinat și 2 lingurițe de chia. Pentru început voi bate ouăle. Adaug smântâna. Și adaug și restul ingredientelor uscate. Aștept să fiarbă laptele. Adaug din laptele fierbinte cam 200 de mililitri. Și acum voi pune din compoziția cu ou în lapte. Și voi da focul mai mic ca să nu se arde la fund, agit continuu. De obicei agit cu o lopățică pentru că se poate răzui fundul cratiței foarte bine. Cam 5 minute a durat procesul, vedeți, deja începe să se coaguleze, dau focul mai mic. Ca să nu fie fierbinte, presa pentru brânză este din material plastic și atunci e bine să o lăsăm să se răcească pe la 60 de grade. Deci am răcit puțin compoziția. Acum voi pune în acest aparat pentru brânză. Voi pune capacul și presez. Voi pune brânza să stea aici până se răcește, după ce o voi băga în frigider. O mai presez din când în când ca să se scurgă bine zerul.
Zerul care a rămas se poate folosi la prepararea pâinii sau în anumite supe sau ciorbe. Îl las să se răcească și îl pun în frigider. Și după aceea îl voi folosi în funcție de necesități. Dacă nu vă place oregano, puteți să nu puneți sau să puneți în loc pătrunjel tăiat mărunt. Dar e bine să puneți produse uscate pentru aromatizare. Am să trec în descriere compoziția pentru fiecare, oregano, chimionul pe care l-am pus, drojdia inactivă, care aduc îmbunătățiri compoziției de brânză, semințele de chia, deci acum o voi lăsa să se răcească. Am ținut 2 ore în frigider după ce s-a răcit. Acum voi scoate brânza. Așa arată brânza. Am tăiat o ceapă roșie, pun puțină sare peste ea. Și se poate servi cu ceapă, cu roșii, cu castraveți, cu ce preferați. Eu prefer cu ceapă, ceapa roșie este foarte sănătoasă. Se poate mânca cu felii de pâine prăjită. Vă doresc poftă bună!